Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 alineatul 2 din anexa la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Foșan, numărul 138 din 2013, pentru aprobarea depunerii proiectului și aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Foșan, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vânători pentru întocmirea, depunerea și implementarea proiectului, amenajarea ariei naturale de interes local prin Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces. Aș vrea să ne precizați despre ce modificare este vorba, pentru că n-am avut timp să studiem. În cursul zilei de astăzi au fost niște discuții legate de finanțarea acestui proiect, unde noi suntem parteneri fără niciun fel de cotă de participare, nici noi, nici cei de la vânători. S-au modificat un pic cotele. Liderul de proiect, contribuția unde este cazul, 403.496.000 de lei, reprezentând 2% din valoare eligibilă a proiectului. La proiectul care l-am aprobat, nu l-am mai aprobat odată. Așa, a fost 425.000, vă spun imediat exact cât a fost. Deci am mai scăzut suma, pe semne că au mai fost niște lucrări care au fost trecute cu lucrările neeligibile și din acest motiv a trebuit să se reducă această sumă. Așa. Da, a fost 425.723,16 lei, reprezentând 2% de valoare eligibilă a proiectului și 1.772.672,01 lei, reprezentând contribuții la valoarea neeligibilă. Iar acum noi votăm această modificare pe valorile, așa cum am spus un pic mai înainte. Liderul de proiect, contribuția de 403.496 lei, reprezentând 2% de valoare eligibilă a proiectului, 2.325.845,20 lei, reprezentând contribuția la valoarea neeligibilă, 558.202,85 lei, reprezentând TVA-ul atelit cheltuielilor neeligibile, partener 2 nimic, partener 3 nimic. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local, numărul 138-2705-2013, modificate prin hotărârea de Consiliul Local numărul 18-2015 și hotărârea de Consiliu, hotărârea numărul 117 din 2015, rămâne schimbată. Executarea hotărârii va fi asigurată conformitate de către primar prin dispoziția administrației publice locale, Direcția Economică, Serviciul Investiții și compartimentul proiectului. Iar ce proiectul acesta trebuie pus mâine sau poi mâine, asta a fost motivul pentru care v-am rugat să participați la această ședință de îndată această zi. Aș vrea ca aparatul să facă un efort, chiar dacă proiectul a fost elaborat în cursul după amiezii, ca măcar la ora în care ținem ședința, să avem și noi proiectul pe mese în copiii serviciu. Asta este singurul argument pe care am pe viitor când noi ținem. Domnul consilier, ați văzut când mi-l-a fost Tomas. Acum s-a terminat, când face 20 au fost transmise de la București. Sunt la București domnule de la Consiliul Județean și au stabilit care sunt valorile, le-au transmis nouă și cred că și dânsul o să le aprobe în ședința ordinară.